O nouă lovitură pentru Laura Codruța Chioveș și Inspecția Judiciară o trimite din nou pe șefa Direcției Naționale Anticorupție în fața judecății Consiliului Superior al Magistraturii pentru că și-a desemnat în mod ilegal consiliera să controleze subordonații. Colega mea, Corina Matlinski, vine cu informații. Corina, te ascultăm. Bun găsit tuturor! În urmă cu scurt timp, Inspecția Judiciară a anunțat că a exercitat această acțiune disciplinară față de șefa DNA, Laura Codruța Chioveș, și pentru săvârșirea a doua bateri disciplinare, și asta pentru că și-a pus o consilieră, judecător detașat la DNA, să verifice subordonații de la două servicii teritoriale. Era într-o stare de incompatibilitate, o stare vădită de incompatibilitate pentru efectuarea acestor controle, însă chiar și așa Laura Codruța Chioveș a desemnat-o, deși știa că asta aduce atingere principiilor imparțialității și regulilor fundamentale ale legii, precum și prestigiului, spun cei de la Inspecția Judiciară, și a credibilității Direcției Naționale Anticorupție. Această acțiune disciplinară a fost deja înaintată secție pentru procurori în materie disciplinară a CSM, care urmează să decidă cu privire la răspunderea șefei DNA, Laura Codruța Chioveș. Și trebuie să vă reamintesc faptul că această acțiune este a doua în doar o lună. Inspecția Judiciară a mai exercitat o acțiune disciplinară împotriva șefei DNA, Laura Codruța Chioveș, și după acel control făcut la Direcția Națională Anticorupție, o acuză de asemenea și de faptul că a avut o autoritate prea mare față de procurorii din subordine, că nu împărțea dosarele cum trebuie și cum este legal. Corina Matlinski, îți mulțumesc pentru aceste